Cercetoarea de frații Grimm. A fost odată un prinț frumos care își dorea nespus să călătorească prin lume, așa că porni la drum, luându-l cu el doar pe un servitor de încredere. Într-o zi ajunse la o pădure mare. Se lăsa seara, însă nu găsi un adăpost în care să petreacă noaptea. Deodată, dădu peste o căsuță strâmbă. Prințul își dădu seama că ajunsese la casa unei vrăjitoare, însă deja se întunecase și nu mai puteau merge mai departe. Așa că bătu la ușă și intră înăuntru. O bătrână stătea lângă foc într-un fotoliu, iar când intrară, prințul și servitorul său întoarse ochii roșii spre ei. Fica ei stătea în picioare într-un colț al odăii și îi privi neliniștită. "Seară bună!" mormăi bătrâna. "N-ați vrea să stați jos?" În timp ce ea întezi focul pe care gătea ceva într-o oală mică, fica ei veni spre ei și îi avertiză în taină pe călători să aibă grijă și să nu mănânce sau să bea ceva, căci fierturile bătrânei erau foarte primeștioase. Se duseră la culcare și dormiră buștean până dimineață, pe când se pregăteau de plecare, iar prințul încăleca, bătrâna spuse: "Așteptați, trebuie să vă dau să beți ceva." În timp ce ea pleca să aducă de băut, prințul porni la drum, iar servitorul, care așteptase să își strângă șaua, era singur când se întoarse ea. "Tu asta stăpânului tău," spuse ea. Însă, chiar atunci, paharul se sparse, iar o travă căzu pe cal. Fu atât de puternică, încât pietul animal căzu mort. Servitorul alergă după stăpânul său și povesti cele întâmplate. Apoi, întrucât nu dorea să-și piardă și șaua împreună cu calul, se întoarse după ea. Când ajunse acolo, sări un corb aplecat peste bietul cal, ciugulind din el. "Cine știe dacă vom găsi ceva mai bun de mâncat azi?" grăi servitorul, apoi împușcă pasărea și o luă cu el. Când se lăsa noaptea, prințul și servitorul ajunseră la un han. Servitorul îi dădu hangiului corbul să-l pregătească pentru la cină. Întâmplarea face ca hanul să fie locul de întâlnire pentru o bandă de tâlhari. Îndată ce se lăsă bezna, sosiră cei 12 tâlhari cu intenția de a-i ucide și jefui pe călători. Însă înainte să se pună pe treabă, se așezară la masă și mâncară ciorbă de corb gătită pentru prinț și servitorul său. Abia apucară să mănânce două linguri din ea, că toți căzură morți, căci o travă trecuse din cal în corb și apoi în ciorbă. Prințul și servitorul părăsiră hanul fără să înghită ceva și își continuară drumul. Merseră toată noaptea și ajunseră într-un oraș unde trăia o prințesă frumoasă, însă foarte încânfată. Tăduse sfoară în țară că bărbatul care va reuși să îi dea o ghicitoare pe care ea să nu o poată dezlega, îi va deveni soț. Însă dacă ea nimerea răspunsul, bărbatul își va pierde capul. Cerea 3 zile în care să se gândească la ghicitori.
însă era atât de isteață că te slega într-un timp mult mai scurt. Nouă pețitori își pierduseră deja capul când sosi prințul, însă acesta, tulburat de frumusețea ei, se hotărâ să își riște viața, sperând să îi câștige mâna. Așa că veni înaintea ei și îi spuse această ghicitoare: "Spune-mi, ce e asta?" zise el. "Ce n-a zdrobit niciunul și totuși a ucis 12. Prințesa nu își putea da seama ce era. Se tot gândi și căuta în toate cărțile ei cu ghicitori și jocuri, însă nu găsi nimic care să o ajute și nu reuși să ghicească. Era la capătul răbdării, pentru că nu era chip să ghicească. Îi porunci servitoarei ei să se secoare noaptea în odaia prințului, în caz că vorbea în somn și își trăda secretul. Însă servitorul cel isteț îi luase locul stăpânului său, iar când servitoarea intră în încăpere, acesta îi smulse pelerina în care era înfășurată și o dădu afară. În a doua noapte, prințesa o trimise pe însoțitoarea ei, sperând să reușească, însă servitorul îi luă mantia și o alungă. În a treia noapte, prințul se gândi că era în siguranță, așa că se duse în pat, însă prințesa veni în toiul nopții, acoperită într-o pelerină, și se așeză lângă el. Când crezu că era adormit, puștean îi vorbi sperând că în vis îi va răspunde, așa cum fac mulți oameni. Însă prințul era treaz și auzi și înțelese tot ce spunea ea. Unul nu a nimicit nimic. Ce înseamnă asta? Un corb care s-a hrănit din leșul unui cal otrăvit. Și totuși a ucis 12, continuă ea. Asta ce mai e? Aceia sunt 12 tâlhari care au mâncat corbul și au murit din pricina asta, răspunse el. Îndată ce deslegă ghicitoarea, încercă să iasă, dar el îi ținea atât de strâns pelerina, încât fu nevoită să o lase acolo. În dimineața următoare, prințesa anunță că știa să deslege ghicitoarea și trimise după cei 12 judecători, în fața cărora trebuia să îi răspundă. Însă și prințul imploră să fie ascultat și spuse: "A venit noaptea trecută să mă ia la întrebări. Altfel, n-ar fi aflat niciodată înțelesul ghicitorii." "Arată-ne o dovadă," spuseră judecătorii, iar servitorul aduse cele 3 pelerine. Iar când judecătorii o văzură pe cea cenușie pe care o purta des prințesa, îi spuseră: "Pune să fie împodobită cu aur și argint, căci va fi mantia ta de nuntă." Și-am încălecat pioșa și v-am spus povestea așa.